Bun găsit, dragi telespectatori, la Răspunsuri pentru Viață. Pentru a oferi răspunsuri avem nevoie de întrebările dumneavoastră, de aceea îi terăm rugămintea noastră de a ne scrie, fie prin poșta electronică apărută pe ecran, fie prin poștă sau chiar telefonic, cu rugămintea telefoanele să se refere la această chestiune, întrebări concrete pentru emisiunea Răspunsuri pentru Viață. Am început în, într-un episod anterior să survolăm problematica uh, umbrelor, a simbolurilor, lucrurilor viitoare din Vechiul Testament, mai ales ilustrate în cartea Levitic, Numeri, o carte sau o zonă a cărții sfinte din care putem să extragem multe învățături folositoare. Sigur, e vorba de o survolare, ar trebui să luăm fiecare gerfă în parte pentru a înțelege mai mult... Uh, simbolistica atât de valoroasă acestor părți din Scriptura, dar deocamdată, ca început, credem că suntem utili și vorbindu-vă astfel. Așadar, să mergem mai departe din, cu studiul nostru, din numer 19, abordând problematica vițelei roșii, care își are importanța cuvenită în cartea numerii după cum spuneam, numeri capitolul 19. Subiectul cărții numeri este călătoria fiilor lui Israel de-a lungul pustiei, care însă simbolizează și călătoria creștinului prin această lume. Pe drum, el este expus la tot felul de întinări, Israelul, care întrerup efectiv părtășia cu Dumnezeu. Cum se întâmplă și cu creștinii în lumea aceasta? Caracterul lor, vrednic de remarcat, ar trebui să vorbească serios și conștiințelor noastre. Ele nu mai sunt păcate comise din greșeală sau din neștiință, ca în Levitic 4 și care n-au fost aduse la cunoștință de alții, ci e vorba de păcate comise din neatenție sau din lipsă de veghere. Și atâta lipsă de veghere este și astăzi. Proporțional cu apropierea noastră de Dumnezeu, Duhul Sfânt, acționând prin cuvânt, asupra conștiinței noastre, ne face conștienți cel, de cel mai mic păcat, fără să fie nevoie de nicio intervenție omenească pentru a ne indica acel păcat. Simpla veghere la care suntem chemați este modul de a evita să pierdem părtășia în timpul vieții de zi cu zi cu Dumnezeu. Pe lângă această caracteristică, mai era una care se întâlnea la toate aceste păcate. În fiecare caz, întinarea, întinăciunea era căpătată prin contactul cu moartea sau cu rezultatul morții. Era imposibil ca atunci când deveneai necurat să invoci neștiința ca scuză, căci nimeni nu putea nega ce era moartea. Era cea mai palpabilă și absolută dovadă a păcatului. Dumnezeu spusese în ziua când vei mânca din El, din, pă, din uh, fructul cunoștinței binelui și a răului, uh, din uh, fructul neascultării în alt sens, vei muri negreșit. Iar plata păcatului este moartea. Păcatul era atunci făcut evident prin consecințele sale, astfel încât omul care se atingea de ceva mort nu putea să aibă nicio scuză. Întinarea datorată morții putea fi contractată. În două locuri. Foarte interesant. În cort sau pe câmp? În al doilea caz, doar persoana respectivă era necurată. În primul caz, în cort, întinarea se extindea asupra tuturor celor care erau în cort și, în mod special, asupra oricărui vas descoperit. Cât de frecvent are loc acest tip de întinare printre creștini? Pe câmp, în public, în mijlocul lumii, acolo există de obicei mai multă veghere mai mult control de sine, datorită expunerii la observarea, observația din partea oamenilor ostili, care caută să găsească greșeli pentru a avea ocazia să vorbească împotriva Evangheliei și a celor care cred în ea. În cort însă, în cercul mai mult sau mai puțin restrâns al familiei, este ușor să fii neatent și să veghezi mai puțin. Luc lucruri care nu ar fi tolerate înainte oric Cui sunt practicate de multe ori în familie și există mai puțină reținere deoarece este vorba despre viața privată, cum se spune. Sunt acceptate anumite lucruri lumești care în public ar fi evitate. Cu tare și cu tare rău este scuzat pe motivul că nu există nimeni care să-l critique. Adesea, moartea este în cort, în intimitatea noastră familială. Care este rezultatul? Dacă acolo se află vreun vas descoperit, în ghilimele, fără capac, fără, capac, fără protecția cuvenită, acesta va fi întinat. Necurăția contractată în interiorul cortului se răspândește către imediata noastră vecinătate. Cum se face că atât de adesea copiii credincioșilor devin atât de lumești în căile lor și renunță la adevărul pe care l-au învățat în casele părinților lor? fără îndoială că pot exista multe cauze pentru aceasta. Și recunosc că în cele mai multe cazuri nu este vorba de o vină, o măsură mare, deci nu este vorba de vina unei măsuri mari de caracter lumesc din partea părinților. Însă, adesea, aceștia trebuie să recunoască părinții cu umilință și regret că au permis în cercul familial o întinare a lumii care a influențat vasele descoperite expuse astfel prin neglijența noastră la o asemenea influență, adică copiii. Al doilea tip de necurăție era aceea contractată în, chimp, în câmp deschis. Acolo, dacă lipsea vigilența, moartea putea fi întâlnită sub patru aspecte diferite, foarte interesant. Un os, un om care a murit de o moarte violentă, un caz de moarte obișnuită și chiar un mormânt. Un os este rudit de departe cu un cadavru. Acolo stricăciunea nu mai este la lucru. Soarele și ploaia, efectul timpului, păsările cerului și fiarele câmpului au înlăturat de mult orice urmă de materie atașată. În timp ce îndepărtarea osului de origine sa făcea din acesta un lucru obișnuit. Părea nu atât de întinat un os. În orice moment poți să calci pe oase pe câmp, iar oamenii au ajuns să le considere folositoare și chiar indispensabile. Care este deci acest păcat obișnuit simbolizat de un os? Acest păcat acceptat de mai toți atât de frecvent încât este nebăgat în seamă și cu privire la care lumea este uimită să vadă că cineva îl chiar și consideră o rușine sau o faptă condamnabilă. Te poți întâlni cu un astfel de păcat pretutindeni atunci când, precum Israelitul la câmp, vei fi nevoit să ieși în mijlocul lumii. La fiecare pas, de fi întâmpinat de vânzătorul care își înșeală clienții, mai mult sau mai puțin conștient cu privire la calitatea produselor sale, bancherul care pune interesele sale înaintea celor ale clienților săi, nu-i așa, trebuie să promovezi productivitatea, doctorul care își înșală pacienții recomandându-i un alt tip de medicamente, nu cele mai ieftine, ci cele mai scumpe, omul din lume care în față, sau chiar prietenul, complimentează pe cineva, face complimente, iar în spate vorbește de rău și multe altele nu sunt ele asemănătoare obișnuitului os care pare distanțat de cadavru, dar este totuși de aceeași speță de întinăciune ca și acesta. Ne întinăm și noi creștinii prin astfel de principii? Încetăm noi în vreo măsură să le privim ca fiind întinare? Să fim atenți, pentru că ele distrug comuniunea cu Dumnezeu. Al doilea și al treilea caz erau acelea de moarte naturală sau moarte prin violență. Violența și stricăciunea, cele două mari categorii de păcate pe care Dumnezeu le-a văzut atunci când a spus că va nimici lumea prin potop, ori lumea nu s-a schimbat. Afirmațiile de Deuteronom 32 cu 5, ei s-au stricat față de el, față de Dumnezeu, treptatea lor nu este cea a fiilor lui, sunt o generație sucită și stricată iar în Roman 3 cu 16 pustire și necas sunt în căile lor, sau în Psalmul 73 cu 6 violența îi acoperă ca un veșmânt, sunt încă adevărată din nefericire. Întrebarea pe care noi creștinii trebuie să ne opunem este lipsesc aceste lucruri din umblarea noastră atunci când avem de-a face cu lumea? Atunci când suntem vorbiți de rău, când suntem nedreptățiți, dacă avem nemulțumiri cu privire la alții, ce arătăm noi? Un duh liniștit sau unul violent. Pe de altă parte, ne împresoară o stricăciune morală, precum aerul pe care respirăm, lucruri care se găsesc în ceea ce auzim sau citim sau vedem, vrând sau nevrând, la oamenii care trec pe lângă noi. Se arată în plină zi, se insinuează printre umbrele nopții, apar de unde nici nu te aștepți. Urmează dorințele noastre aceste lucruri, îngăduim noi să fim atinși de această stricăciune care ne înconjoară, să fim veghetori și să ne păzim ochii și urechile noastre, mâinile și picioarele noastre, gândurile și inimile noastre de, astfel, de o astfel de întinare. Să urâm, așa cum spune Iuda în versetul 23, chiar și cămașa pătată de sânge. În sfârșit, al patrulea caz era cel al unui mormânt. Pe un mormânt se poate călca fără știință. Luca 11 cu 44. Domnul Isus se folosește de imaginea unui mormânt. Pentru a ilustra ipocrizia unei, ipocrizia unei inimi care prezintă un aspect plăcut, în timp ce înăuntru este plină de oasele morților și de toată necurăția. Găsim aceasta în Matei 23, versetele 27-28. Mormântul reprezintă o inimă care își ascunde voluntar stricăciunea interioară sub un aspect exterior curat. Nu degeaba Domnul Iisus spunea morminte văruite. Așa erau și fariseii pe care îi mustra Domnul. Și cât de mulți copii ai Lui Dumnezeu vin în contact cu astfel de morminte în viața lor zilnică, acceptând principiile unei religii lumești, mulțumindu-se cu o religie de formă, de suprafață, care căreia starea inimii nu îi corespunde nici de cum în conformitate cu Sfânta Scriptură. Oh, chiar și un creștin poate fi întinat de un mormânt, și el însuși poate să fie, dacă nu este atent, în sensul acesta, un ipocrit, un om fals, un mormânt văruit, cum spunea Domnul Isus. Apusul Pavel evita o astfel de întinare. El nu căuta aprobarea oamenilor, ci pe cea lui Dumnezeu, de aceea el a și spus în, în 2 Corinteni 5 cu 11, căci Dumnezeu ne cunoaște bine, deci el se raporta la Dumnezeu, și apoi spunea el, nădăjduiesc că și voi ne cunoașteți bine în conștiințele voastre. Atingerea unui mormânt te întinează și distruge părtășia. Un singur gând rău este suficient, o singură poftă ascunsă în inimă și care nu a fost niciodată văzută de nimeni. Adesea suntem pustii și goi și ne întrebăm de ce. Cuvântul ni se pare neinteresant, ne lipsește puterea spirituală, ne lipsește bucuria mântuirii. De ce oare? Poate că nu cunoaștem cauza, dar de fapt, părtășia cu Dumnezeu a fost totuși pierdută. Aceasta este cauza. Să-l întrebăm atunci de urgență pe Dumnezeu care este motivul. El ne va răspunde că ne-am atins de un mormânt. Poate că va trebui să judecăm o singură poftă pe care inima a cultivat-o în ascuns, fără nici măcar să o fi pus la îndeplinire. E suficient pentru a ne întina. Acum să privim la ce trebuia făcut atunci când un Israelit devenea necurat prin contactul cu moartea. Mijlocul pentru curățire era o vițea roșie fără cusur și peste care n-a fost jug niciodată. Aceasta este o imagine superbă a lui Hristos ca un om fără păcat care nu a fost nici măcar supus în natura lui la consecințele păcatului. Această vițea roșie trebuia să fie junghiată înaintea lui Eleazar, preotul, iar sângele ei trebuia să fie stropit de șapte ori drept înaintea cortului întâlnirii, locul în care poporul stătea înaintea lui Dumnezeu în închinare. Foarte interesant. Nu era la fel ca în Marea Zi a Ispășirii, Iom Kipur, când sângele era dus în locul sfânt, în locul prea sfânt, mă scuzați, dincolo de perdea și stropit pe scaunul îndorării sub privirea lui Dumnezeu. Aici sângele întâmpina privirea omului care se apropia de Dumnezeu după ce a păcătuit. Se făcea acest act în, în, în suprivirile lui. Era un act analog celui de la jertfa pentru păcat, deși acolo stropirea sângelui avea loc în altă parte. Pentru restabilirea stării omului care a păcătuit în acest fel era necesar mai presus de toate ca privirea credinței să întâlnească sângele jertfit pentru ispășire și care era stropit înaintea păcătosului la locul unde el îl putea întâlni pe Dumnezeu. Să ne oprim și să facem o mică analiză observând că nu există niciun loc de întâlnire al omului cu Dumnezeu unde să nu fie găsit sângele. Fie la altarul arderii de tot, Leviticul 4, 25 și versetul 2, 34 fie înaintea cortului întâlnirii, numer 19 cu 4, fie la altarul de aur, Levitic cu 4, 7 cu 18, fie înaintea perdelei, Levitic 4, 6 cu 17, sau înaintea scaunului îndurării, aceeași carte, Levitic 16, 14 și 15, sângele era mereu prezent. Fără acest prim act, prezența sângelui, restabilirea nu putea fi posibilă. Atunci când am căzut, dacă nu știm că Isus Hristos, cel drept, cel nepregătit este ispășire pentru păcatele noastre înaintea lui Dumnezeu, vom rămâne distanțați în loc să ne apropiem de Dumnezeu. Neștiința noastră ne face să credem că am pierdut prin păcat chiar relația noastră cu Dumnezeu. Iar noi facem ca această relație să depindă de comportamentul nostru în timp ce, de fapt, comuniunea, părtășia noastră cu Dumnezeu depinde de ea. Rodul acestei neștiințe nu este reabilitarea noastră, ci este o deznădejde la care poate să ajungă credinciosul. Adevărata curăție în umblare va fi întotdeauna întemeiată pe deplină siguranță pe care Sângele Lui Hristos, în prezența Lui Dumnezeu, o dă sufletelor noastre și pe care noi îl privim ca satisfăcând deplin pe Dumnezeu cu privire la păcat. Poate este bine să ne oprim puțin în 1 Ioan 1 cu 9 spune dacă ne mărturisim păcatele el este credincios și drept să ne uh, ierte păcatele, să ne curățească de orice nelegiuire. Foarte interesant că nu se menționează el este uh, îndurător și plin de, de dragoste, ci este credincios și drept. Intervine deja dreptatea lui Dumnezeu pentru că pentru păcatul nostru Domnul Hristos a plătit ce trebuia plătit, deci e o chestiune de dreptate ca să nu mai fim noi pedepsiți a doua oară dacă ne recunoaștem, ne mărturisim păcatul. Ei bine, trupul vițelei care fusese junghiată era ars afară din tabără. Așa se întâmpla și la jertfa adusă pentru păcatul preotului sau al poporului, Levitic 4, și la jertfa din Marea Zia Ispășirii, că se spunea, citat din Leviticul 6 cu 30, orice jertfă pentru păcat, din al cărei sânge s-a adus în cortul întâlnirii spre a face ispășire în sfântul locaș, să nu se mănânce, ci să se ardă cu foc, încheia citatul. Trupul ars afară din tabără arăta sfințenia lui Dumnezeu, care trebuia să alunge păcatul din prezența, chiar, din prezența sa, chiar și atunci când este purtat de Hristos. Cum trebuie să fi fost? Asprimea judecății divine, de vreme ce această judecată mistuia jerfa sfântă care purta păcatul. Animalul de jerfă, se spune, era prea sfânt, însă cenușa vițelei arse proclama în același timp un glas, cu glas tare că păcatul nu-i mai, nu mai era socotit păcătosului și că această chestiune a, a fost definitiv rezolvată între Hristos și Dumnezeu. În foc erau aruncate trei lucruri pentru a fi mistuite împreună cu Jerfa. Foarte interesant. Numărul 19 cu 6, și anume lemn de cedru, Isop, care era tot un pomișor, cel mai mic pom, și stacojiu, cărămiziu. Lemnul de cedru reprezintă în Sfânta Scriptură măreția omului, Isopul micimea omului și ele reprezintă cele două extreme care cuprind omul natural. De la cel mai cu mai mare personalitate până la cel mai modest. De asemenea, se referă și la cele două extreme ale înțelepciunii și cunoașterii umane, conform 1 împărați 4 cu 33. Toate acestea ne fiind bune decât pentru foc. Omul privit în acest fel își găsește sfârșitul și judecata în crucea lui Hristos. Pe de altă parte, stacojiul este o imagine a gloriei lumii, a ceea ce este aici renumit a strălucirii lumii acesteia în oricare aspect care atrage cel mai mult atenția omului. De asemenea, Dumnezeu a judecat lumea la cruce cu toată gloria ei, tot ceea ce este omul, tot ceea ce el cunoaște, trebuie înmuiat în sânge, trebuie să poartă ștampila morții a crucii. Astfel, Israelitul care se întinase întâlnea la început înainte ca să înceapă lucrarea pentru cărăția sa, trei mari lucruri fără de care restabilirea sa ar fi fost imposibilă. Trei lucruri împlinite în afara lui, în favoarea lui și care erau menite să-l încurajeze în timpul momentelor solemne prin care el urma să treacă. Tot astfel Dumnezeu îi arată celui credincios că s-a întinat în călătoria lui prin această lume, că ispășirea și neimputarea păcatului sunt răspunsul la starea lui, și mai mult că el a fost răstignit împreună cu Hristos, iar lumea a fost răstignită față de el. Se mai poate adăuga un detaliu. Toți cei care atinsese rătupul vițelei, care fusese arsă, erau necurați până seara. Acest fapt este într-adevăr menit să imprime sufletului celui credincios o roare față de păcat. Căci chiar și valoarea jertfei fără cusur nu putea decât să scoată în evidență caracterul păcatului care necesita jertfă să remarcăm pe de altă parte că toți cei care atingeau sau mâncau carnea jertfei pentru păcat, erau sfințiți prin ea. Levitic 6:24 la 30. Era jertfa aceasta prea sfântă. Dacă Dumnezeu și-a întors față de la Hristos când acesta era făcut păcat mântuitorul, era cu toate acestea prea sfânt. Era aceasta chiar în momentul în care el s-a jertfit, obiectul satisfacției de pline a inimitatei lui său. Odată ce ispășirea a fost împlinită, tatăl a putut să-și manifestă buna sa plăcere în el prin faptul că l-a înviat dintre mori și l-a așezat la dreapta sa. Să examinăm acum în ce fel era dusă la îndeplinire restabilirea persoanei necurate. Un om care era curat aduna cenușa vițelei și o așeza cu grijă într-un loc curat când un izraelit se întina prin contactul cu un mort, se lua o parte din această cenușă și se turna apă peste ea într-un vas, după care o persoană curată stropea cu isop înmuiat în apă cortul, vasele și persoana necurată. Scriptura ne învață semnificația acestei imagini. Apa cea vie, conform Ioan 7, 38-39, este Duhul Sfânt, aplicându-se în acest caz sufletului prin intermediul cuvântului. Nu sângele care să curețe din nou, ci amintirea suferințelor îndurate de Hristos sub judecata lui Dumnezeu, prin care Dumnezeu l-a judecat pe om și a condamnat lumea. Dragostea lui Dumnezeu, prin faptul că l-a dat pe Hristos pentru acest scop, a împlinit lucrarea de a ne elibera și a ne aduce la sine ca să putem umbla în sfințenie înaintea lui. Acest act pre prefigurativ ne arată, deci, într-un mod plin de viață, Întreaga lucrare asupra conștiinței noastre necesară pentru oricare copil al lui Dumnezeu, dacă a păcătuit, în scopul recâștigării părtășiei cu Tatăl său. Cum anume? Dacă am pierdut prin neglijența mea acea părtășie care, împreună cu mântuirea, este cea mai prețioasă posesiune a noastră, este cel mai înalt privilegiu de care poate un credincios să se bucure și în vederea căruia am primit viața eternă. Trebuie, pentru a rezolva această situație, să ajung la părtășie, adică să fiu chemat să împărtășesc cu Dumnezeu gândurile și bucuria inimii sale. Dacă aș fi fost veghetor, aș fi fost păstrat în această părtășie. Ar fi trebuit chiar și instinctiv să am oroare de tot ceea ce Dumnezeu urește. Dacă aș fi fost în comuniune, l-aș fi prețuit pe Hristos și jertfa sa așa cum o face Dumnezeu ar fi trebuit să mă dau înapoi de la păcatul care a cauzat suferințele lui Hristos. Ar fi trebuit să am suficientă dragoste pentru el ca să mă păzească de la orice atingere care i-a produs Domnul Isus Hristos pe cruce suferință. Aceasta era ceea ce apa de izvor amestecată cu cenușa însemna pentru conștiința unui israelit întinat. Această stropire curățitoare aducea cu sine în mod necesar umilința, prezentând în același timp Sufletului valoarea infinită a lucrării împlinite la cruce mult mai târziu pentru el. În cele din urmă, Sufletul restabilit învață să nu mai se încreadă în carne. Lipsurile noastre, judecate în prezența lui Dumnezeu, ne deschid ochii pentru a vedea că nici Dumnezeu și nici noi nu ne putem aștepta la ceva din partea noastră, de vreme ce la cruce Dumnezeu a condamnat păcatul în carne că nu mai trebuie să facem hotărâri de a nu mai păcătui, că și hotărârile omului nu pot realiza nimic, ci trebuie să acceptăm totala ruina a omului pentru a putea fi în stare să umblăm în sfânta libertate și puterea omului celui nou. Să dăm un exemplu. Dacă un om este gata să se nece, un salvamar nu sare în ajutorul lui decât atunci când omul renunță de a mai încerca să se salveze prin puterile proprii. Altfel, sunt în pericol și salvamarul și omul gata să se nece. Tot așa, trebuie să renunțăm la a face prin noi înșine fapte bune pentru Dumnezeu și trebuie să recurgem la ceea ce Dumnezeu ne pune la dispoziție. Nu trebuie să se scurgă un timp îndelungat între căderea și restabilirea creștinului. Dumnezeu în vechimea rândui trei zile, la sfârșitul cărora apa curățirii era aplicată prima oară. Cel care crede că a făcut totul atunci când și-a mărturisit păcatul, chiar în momentul întinării sale, este în general mai mult sau mai puțin superficial, în timp ce acela care amână să se zmerească de obicei îngăduie conștiinței sale să se tocească prin întârziere. Satan îl convinge că vina nu este atât de gravă, că mulți auți au acționat tot la fel de rău, și astfel sufletul adoarme și uită și ignoră gravitatea păcatului. În multe cazuri, această uitare lasă liber lui Satan să se întoarcă și să atace din nou, poate mai furibund. De aceea, atât de mulți creștini sfârșesc prin a fi dați afară din adunare. Numer 19 cu 20 scrie și omul care va fi necurat și nu se va curăți, Sufletul acela va fi nimicit din mijlocul adunării pentru că a întinat locașul sfânt al Domnului. Apa de despărțire n-a fost stropită peste el, este necurat. Încheia citatul. Persoana necurată era stropită de două ori, în a treia și în a șaptea zi. Comuniunea, atenție, se pierde cu ușurință, dar nu se recâștigă la fel de ușor. Smerirea nu înseamnă comuniune imediată, ci doar calea către ea era necesară pentru restabilire o perioadă de trei zile, formând o parte dintr-o perioadă de șapte zile. Dacă ne-am bucurat de binecuvântarea apropierii de Domnul, am dorit bucuros să fim restabiliți imediat când am păcătuit. Am dorit să recuperăm îndată și nemijlocit atât puterea pierdută prin neglijența noastră, cât și acele comunicări binecuvântate cu Tatăl, care sunt rodul unei încrederi neumbrite. Lucrurile nu stau așa, nu pot sta așa. Această curățire practică nu este împlinită în dată, este un proces ceva mai îndelungat. Smerenia trebuie să preceadă bucuriei, trebuie să ne gândim serios la ceea ce am făcut. Dacă prețuim cu adevărat puterea și bucuria părtășiei cu tatăl și cu fiul, să nu lăsăm nimic să ne priveze de aceasta. Pe de o parte nimic nu se poate compara cu aceasta, cu părtășia, pe de altă parte orice lucru pe care îl întâlnim în lume o distruge. Lumea este acea haină stacojie, zdrențuită, care în ciuda strălucirii ei exterioare nu este potrivită decât pentru foc. Nu este de fapt decât un loc al oaselor, al stricăciunii și al mormintelor. Iar dacă noi, cu inimile atât de ușor de înșelat, începem să umblăm neglijent pe acest teren necurat, ne vom întina foarte curând la fiecare pas și vom suferi trista pierdere a comuniunii cu Dumnezeu. Să vegăm deci împotriva acestor lucruri, să prețuim părtășia cu Dumnezeu suficient de mult pentru a urâ cu toată puterea omului înnoit orice ar putea să o întrerupă. Dumnezeu să ne ajute. De fapt, harul pe care îl experimentăm ne dă puterea să urâm păcatul și fie să avem în permanență parte de acest har, de Duhul lui Dumnezeu și de cuvântul viu în noi ca să ne țină departe de toate întinăciunile, de toate felurile pe care ni se, pe care ni le oferă diavolul, fie în cort, în familia noastră, fie pe câmp, în societate. Dumnezeu să ne ajute la lucrul acesta.